Acum o să-l punem pe masă, să trebuie să-l luăm din făină. Îl întindem și răsucim așa. Și acum o să-l facem bucățele, o să-l tăiem bucățele. Și o să tăiem așa bucățele mici. Și apoi o să le întindem pe fiecare. Așa. Și acum o să luăm fiecare bucățică și o să tragem capetele în jos, ia uitați. Și o să facem câte o biluță. Presurăm cu puțin făină și le așezăm așa. Ducem capetele de desubt. Apoi răsucim. Și am format. Și facem așa până le terminăm pe toate. Așa. Și punem și cum rom pe ultima. Și o să avem, 8, 10, 11 biluțe și o să avem 11 straturi. O să întindem pe fiecare câte o foaie. Ia uitați. Așa. Și o să luăm o biluță și o să întindem câte o foaie. Avem biluță. Apăsăm și o să întindem o foiță. Așa. Și fiecare foiță, pe fiecare foiță o să adăugăm un pic de unt. O să luăm așa câte puțin și o să punem pe fiecare. Pe toată suprafața. Noi luăm puțin. Așa. Acum o luăm și o dăm deoparte. O punem aici. Și luăm a doua foiță și o întindem. Și așa procedăm cu toate. Întindem. Vedeți? Întindem bine și acum o luăm și o așezăm peste cealaltă. Deasupra aici. Ia uitați, așa. Una peste cealaltă. Acum o să întindem puțin unt și aici. Așa. Și continuăm așa până le terminăm pe toate. Acum, după ce am întins, vedeți, am pus straturi, unul peste celălalt, cu unt în interior. Și continuăm până le terminăm. Mai punem unt. Untul este la temperatura camerei, este moare. Așa, întindem bine. Aici am avut 125 de grame de unt, vedeți? Și nu l-am pus pe tot. Așa. Am uns bine. Acum o să mai punem încă una deasupra. Așa, mai apăsăm puțin. Punem unt. Iată, luăm așa untul moale de aici. Și punem peste. Și întindem bine pe toată suprafața. Așa. După ce am întins bine, avem ultimul disc și o să acoperim. Apăsăm puțin și acum o să punem totul pe farfurie. Puteți pune totul direct pe farfurie să începeți. Așa, apăsăm puțin. Acum o să acoperim și o să dăm la frigider până se întărește untul. Cam o oră o să lăsăm. Și după aceea o să întindem din nou. Acum dăm la frigider. Am scos din frigider. Uitați, au crescut puțin. Acum o să punem puțină făină. Și o să le punem, o să le luăm de aici, o să le punem pe masă. Și o să întindem încet, încet. Presurăm puțină făinuță, să nu se lipească sucitorul. Și o să întindem încet. Întindem bine. Am
atins bine și acum o să tăiem. O să tăiem să facem cornulețe. O să le facem simple și pot fi mâncate cu dulceață, cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, cu cremă de patiserie, cu ce vă place. Și o să le răsucim. Eu am să tai puțin aici, pe mijloc. Puțin, puțin. Și acum am să trag. Ia uitați, am să trag așa. Și încet, încet am să răsucesc. Ia uitați. Am să răsucesc bine. Ia uitați. Ce să-i se cornulețul. Și am să-l pun într-o tavă. Și o să-i lăsăm să crească. Acum să-i facem pe toți. Ia uitați. Tragem. Și tragem. Tragem și răsucim. Ia uitați. Și punem în tavă. Așezăm aici unul lângă celălalt. Și facem până termină. Acesta este ultimul. Lăsăm la crescut. O să acoperim cu un formule au crescut. Și acum o gălbenușcă puțin la fel. Amestecăm. Și o să ungem pe fiecare. Le ungem bine și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute, 25. O să le încercăm cu scobitoare să vedem dacă sunt gata. Dăm la cuptor, cornurile sunt gata. Ia uitați că